Noi schimbări în tendințele sociologice. Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, în legislativ ar accede doar 4 partide și anume Partidul Socialiștilor, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Democrat și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Datele au fost prezentate astăzi de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, care a efectuat un sondaj de opinie, internetul și procesul electoral din Moldova. Astfel, în favoarea PSRM MEU-ului ar vota 36,9% din numărul total al participanților la sondaj. La rândul său, PAS ar acumula 14,1%, iar PDM se bucură de încredere a 7,8% dintre persoanele intervievate. În continuare, 7,8% din numărul celor prezenți la sondaj ar vota pentru PPDA. Amintim că potrivit unui alt sondaj realizat de International Republican Institute și prezentat acum câteva zile, în Parlament ar accede doar primele trei formațiuni. Dintre politicieni de cea mai mare încredere se bucură în continuare șeful statului Igor Dodon. Activitatea acestuia a fost apreciată de 52,6% dintre respondenți. Pe locul 2 se află liderul PAS Maia Sandu cu 21,6%, iar pe locul 3 este situat Vladimir Voronin cu 3,9%. Potrivit datelor aceluiași sondaj, dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale anticipate la Chișinău, Ion Ceban, candidatul PSRM cu 20,5% și Silvia Radu, actualul edil interimar, cu 18,4% din votul respondenților ar fi principalii pretendenți la câștigarea primăriei. În schimb, Andrei Năstase ar fi ales doar de 6,9% din cei intervievați. Ancheta a fost realizată în perioada 15-28 martie curent pe un eșantion de 1197 de persoane.